ei, mă uitam la televizor. Mă uit la ferma drăgălășeniei. Dar eu am fost primul. Angelo, Peter, încetați. Mami, ia-mă în brațe. Iar mi-a făcut-o. Priviți, Peter va obține ce vrea. Mami, mă uitam la desene. Ascultați ce voce de bebeluș are. Dar a venit Angelo și m-a deranjat. Și priviți ce ochi mari a făcut. Și ceva ce nu dă greș, îi tremură buza. O, îngerașul mamei! Angelo, ce te-a apucat? Stai aici, dragule, uită-te la desene. Trebuie să pun capăt drăgălășeniei lui Peter. Peter cel adorabil și oribil. Iată care-i planul. Îl bat pe Peter cu propriile arme. Voi fi și mai drăgălaș decât el. Priviți. Oh, wow. Hei, aia e revista mea. E a mea. Ce se întâmplă aici? La fix. Eu vreau. Tati, mami, Peter mi-a luat revista și... Angelo e supărat. Peter cel rău i-a luat revista. Poate ar trebui să-l ducem la un specialist. Ce-a pățit Angelo? Hei, salut, prieteni! Angelo, ce mare ai crescut! Vrei să te joci cu păpușica, Angelo? Ha-ha, ce nostim! Dar dacă ați avea un frate care obține tot ce vrea doar pentru că e cel mai mic, m-ați înțelege. Ce? Dar Peter e drăgălaș! Ce e greșit în... Ce e greșit? Totul! Ah, bine, bine! Calmează-te! Cum te putem ajuta? Am nevoie de un plan nou. Păi, în loc să te porți tu ca un copil... Ce-ar fi să-l facem pe Peter să se poarte ca un adult? Să fie mai puțin copil când încearcă să obțină ce vrea. Bine că avem o armă secretă, preferata lui Peter. Deci, Peter, ce-ar fi să jucăm un joc? Ador jocurile! Jocitul ăla? Bineînțeles că da! Trebuie să urmezi instrucțiunile fratelui tău. Da, să trăiți, capitan Lola! Peter, jocul ăsta se numește Cum să fii un om mare. Hai să exersăm. Când se salută, adulții dau mâna. Mă bucur să te văd, amice! Și eu. Ce faci? Ce-ți mai face nevasta? Bine, mersi! Încearcă și tu, Peter. Mă bucur să te văd! Peter, ai mâna murdară! Bine, mersi! Un alt lucru pe care îl fac adulții e să dea ordine celorlalți, să le spună ce să facă. Așa e! Peter, spală-te pe dinți, te rog. Peter, era doar un exemplu. Jucăriile în ordine. Peter, fă o baie. Peter, udă gazonul. Peter, mănâncă-ți mazărea. Wow, mă bucur că Angelo petrece puțin timp cu fratele său. Vezi? Adulții dau ordine. Da, așa e. Adulții beau doar băuturi cu gust rău. Cum ar fi berea sau cafeaua? Ești sigur că e o idee bună să-i dai cafea unui copil de 5 ani? Într-o ceașcă sunt cam 107 mg de cafeină. Tata bea 7 cești pe zi. E în ordine. Miroase ca un scutec folosit. Atunci hai să o îndulcim cu niște zahăr. Haide, bea-o. Peter, potolește-te. Calmează-te! Aoleu! Felicitări, Peter! Am decis, de acum ești adult. Uite diploma de om mare. Wow! De acum încolo trebuie să te porți ca un om mare. Da! Bravo! Bine, mersi! Ce mai face nevastă mea? Presimt că ceva nu va merge bine. Ai încredere, Cher.
Hei, mă uitam la desene. Nu uita, Peter, ești om mare. A, da, dă-mi televizorul, sunt un om mare. Hei, du-te în camera ta, Angel. Ce se întâmplă acolo? Peter, de ce îi dai ordine fratelui tău? N-ar trebui să-i vorbești așa. Funcționează de minune. De ce îi dai ordine fratelui tău? Mă bucur să te văd, amice. Dar... ce-ți mai face nevasta? Vreți o gură din cafeaua mea? Angelo, i-ai dat cafea fratelui tău? Nu, nu chiar. Mamă, du-te, spală-te pe dinți. Tată, aranjează-ți sculele în garaj. Oh, Peter, îți mulțumesc că mi-ai amintit să mă spăl pe dinți. N-ar trebui să uităm. Ai dreptate, fiule, trebuie să fac ordine în garaj. Uite cât l-a ajutat pe fratele tău faptul că ai stat cu el. Ai avut o influență bună. De fapt, cred că îngerașul mamei a crescut și de acum încolo poate să stea până mai târziu seara. Ui! Și Angelo, lasă-l pe Peter să aleagă la ce vă uitați. Cum? Dar de ce? Pentru că te uiți la emisiuni inutile. Poate ai ceva de învățat de la maturitatea lui Peter. Bun venit la ferma Drăgălășeniei! În caz că nu v-am spus deja, dar v-am spus, nu îmi place ferma Drăgălășeniei! Hei, mă uitam la televizor! Mă uit la ferma Drăgălășeniei! Dar eu am fost primul! Angelo, Peter, încetați! Mami, ia-mă în brațe! Iar mi-a făcut-o! Priviți! Peter va obține ce vrea. Mami, mă uitam la desene! Ascultați ce voce de bebeluș are! Dar a venit Angelo și m-a deranjat! Și priviți ce ochi mari a făcut! Și ceva ce nu dă greș, îi tremură buza. O, îngerașul mamei! Angelo, ce te-a apucat? Stai aici, dragule! Uită-te la desene! Trebuie să pun capăt drăgălășeniei lui Peter! Peter, cel adorabil și oribil! Iată care-i planul! Îl bat pe Peter cu propriile arme! Voi fi și mai drăgălaș decât el! Priviți! Oh, wow! Hei, aia e revista mea! E a mea! Ce se întâmplă aici? La fix! Eu vreau! Tati, mami, Peter mi-a luat revista și... Angelo e supărat! Peter cel rău i-a luat revista! Poate ar trebui să-l ducem la un specialist. A pățit Angelo. Hei, salut, prieteni! Angelo, ce mare ai crescut! Vrei să te joci cu